Craioveni. Bucur intuiește și poate că avea nevoie de o astfel de paradă debutantul Laurențiu Bucur pentru CS Mioveni. Ceva probleme pentru David, pentru jucătorul Botoșaniului. Sebastian Mailat, autor a două goluri în această după-amiază. Noi revedem faza la care cei de la CS Mioveni au cerut lovitura de la 11 metri, nici vorbă de așa ceva. Execuția i-a aparținut lui Bogdan Rusu. Am intrat în prelungirile acestei confruntări, avem cel puțin 3 minute. Dar foarte multe lucruri nu se mai pot întâmpla. Execută Eduard Florescu. La bara a doua este gol! Când nimeni nu se aștepta, Florescu reușește golul acestui final de stagiune, direct din corner, încurajat tânărul Laurențiu Bucur, surprins și iată pe FC Botoșani cu golul de 5-1 semnat de Eduard Florescu în prelungiri. O bijuterie de gol cu largul concurs evident al tânărului de 17 ani din poarta Mioveniului. Nici n-a văzut mingea decât târziu, ba mai mult a fost jenat la un moment dat de Marian Petrișor. Petrișor îl împinge realmente pe al său coleg, pe Laurențiu Bucur, și facilitează balonului traiectoria. Da, bucurie de nedescris pentru suporterii Botoșaniului. Grimasa lui Eduard Florescu spune totul. Botoșaniul la ultimul meci în fața propriilor suporteri, la ultimul meci din acest play-out în Superliga României, îi administrează Mioveni.